Bună ziua, dragi elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăescu și vă propun să descoperim diferențele dintre nevoi și dorințe și mai ales cum le satisfacem cu resurse limitate. Să ne imaginăm că te afli într-o tabără timp de o săptămână, într-o stațiune montană, împreună cu colegii tăi. Părinții au avut grijă să achite prețul taberei, ce include transportul, cazarea și 3 mese pe zi, iar în bagaj ai tot echipamentul necesar pentru o săptămână. 400 de lei este suma primită de la părinți, la care se adaugă economiile tale de 200 de lei, în total 600 de lei. Iată aici o listă de posibile cheltuieli personale. După cum observați, avem activități distractive, suc de fructe, apă plată, chipsuri, ciocolată, gumă de mestecat, tricou imprimat cu trupa muzicală preferată, un suvenir breloc, un suvenir magnet și cinema. Sunt convins că pe unele le vei achiziționa, iar la altele vei renunța. Acum ești o persoană care își cunoaște nevoile și dorințele și înțelege importanța alocării raționale a resurselor sale. Felicitări!